Eu sunt Matei. Astăzi o să vorbesc despre Simnet. Simnet a fost, a apărut o altă Costin care ne-a introdus și mie și lui Radu problema în sine, și anume verificarea rețelelor. Eu m-am ocupat apoi de un fel de mecanism prin care să putem într-adevăr verifica rețele abstracte, mecanismul bazat pe o specificație scrisă în Haskell, așa cum o să descriu ulterior. Iar apoi Radu a plecat de la specificația asta și apoi a definit elemente concrete pentru un limbaj click, despre care vor vorbi ulterior. În acest limbaj click se specifică comportament concret legat de rețea. Și o să vedeți imediat. Prezentarea mea este de foarte multe lucruri. Doar jumătate din ea vorbește despre programare funcțională. Nu știu în ce măsură voi sunteți mai degrabă sau mai puțin interesați de treaba asta. Dar o să trecem prin fiecare și în funcție de interesul vostru, să mă mișc mai repede să mă anunțez. În primul rând, ar trebui să vorbesc despre virtualizarea funcțiilor de rețea. Este termenul ăsta în fel cunoscut? La mine e clar. Ok. Ideea este următoarea. Undeva, să zicem, în anii, să zicem, 80, ca să fiu sigur că nu greșesc așa, 90, există marile rețele erau construite pe baza unor dispozitive destul de monolit, cum e cel din imagine, eventual de la un mare producer cum ar fi Cisco. Și aceste dispozitive sunt foarte complexe și pe lângă asta avem cu documentații foarte complexe. Și apariția acestor device-uri și dependența rețelei de ele a făcut cumva ca NID să apară un fel de segment de oameni care, în esență, mi îmi place să le zic predicatori, pentru că pe lângă cunoștințe legate de rețelistică și infrastructură și așa, oamenii ăștia cunosc foarte bine Biblia. Iar Biblia lor este documentația pe baza cărora configurați în astfel de dispozitive funcționează. Și care era rolul acestor dispozitive? Dispozitivele acestea fac procesare de trafic în rețea. Se ocupă de, se pot ocupa de rutare, mai important ele se ocupă de filtrarea traficului, astfel încât să prevină eventuale atacuri, să se asigure că conținutul este monitorizat și așa mai departe. Dispozitivele astea sunt intim legate de configurațiile care spun cum funcționează ele. Problema este că metodologia asta este, în principiu, greu de folosit dacă nu cunoști Biblia, pe de o parte, și este greu de menținut dacă vrei cumva la un moment dat să pleci la un dispozitiv vechi și să eventual să migrezi către ceva mai nou. Și era o legendă despre care ne vorbea inclusiv Costin, care spunea că oamenii în anumite data center pot să lucreze cu niște dispozitive care merg, despre care nu știm ce fac exact în momentul ăsta, dar merg. Și dacă le scoatem în priză, în principiu se întâmplă ceva de genul. Că nimeni nu vrea să le scoată din priză, să umble la ele, să facă altceva, pentru că asta poate compromite întreaga infrastructura de data center și așa mai departe. Asta este un status quo. Cum anume putem, sau cum, ce legătură are virtualizarea funcțiilor de rețea cu acest status quo? În esență, ea propune schimbarea unor dispozitive monolit de genul ăsta, locuirea lor, cu software. Cum arată software-ul ăsta? În prezentarea mea o să vorbesc despre Click, care în esență este un limbaj care permite specificarea operațiilor de rețea. Ce se întâmplă cu software-ul ăsta? Software-ul este rulat pe o mașină virtuală. Și dacă vorbim de click, mașina virtuală este ClickOS. Și acum, asta înseamnă că o topologie clasică de rețea, cu device-uri și fire, și așa mai departe, poate fi transformată într-o mulțime de mașini virtuale care eventual rulează în cloud. Asta este facilitatea pe care o oferă înlocuirea acestui variante vechi cu cea nouă. Și un exemplu simplu unde eventual virtualizarea poate avea sens, ele ar fi următorul. Să ne imaginăm că suntem într-o zonă izolată, să ne imaginăm că vrem conectivitate mobilă și atunci evident că un provider are nevoie să monteze niște dispozitive hardware, niște antene legate la niște switch-uri care să ne ofere nouă conectivitate. Și se poate ca respectivul provider să vrea să vândă, eventual, resursa lui, antenele, și unui alt provider care să oferă acest serviciu. Dacă platforma pe care noi operăm este una care rulează servicii virtualizate, asta înseamnă că tot ceea ce trebuie să fac este să implementez software diferit, care îmi permite mie să izolez la nivel conceptual resursa și să pot, eventual, să-i ofer utilizatorului
într-un mod complet transparent, două servicii diferite în loc de unul. Avantajul abordării este că hardware-ul este același. Eu nu mai atind de hardware, nu trebuie să modific infrastructura, pentru că ea lucrează virtualizat. Și acum, poate că ar merita să stau un pic și să vorbesc un pic despre diferența între virtualizare și configurare, pentru că s-ar putea să știți deja multe din dispozitivele, inclusiv cele pe care le vedem aici, pot fi configurate. Teoretic, configurarea trebuie să ne oferă oarecare flexibilitate. Și eu am să încerc să vă arăt că totuși nu este așa. Asta este o linie care ar trebui să fie destul de intuitivă pentru voi și pe care eu la un moment dat am scris-o atunci când am configurat un dispozitiv monolit de genul ăsta. Linia, în esență, spune că toate pachetele care sunt de tip TCP cu adresa sursă 192.168 și destinația oricare ar trebui să treacă. Așa am crezut și eu. E bine, nu e chiar așa. Pentru că în dispozitivul pe care lucram eu exista un comportament predefinit pe care nu-l cunoșteam și care spunea că nu orice pachet poate într-adevăr să treacă, ci doar pachete care corespund unei conexiuni care există deja. În urmare, trebuie să fi existat un SYNC, apoi un SYNAP și așa mai departe și trebuie ca pachetul TCP să aparțină conexiunii acesteia, altfel nu se întâmplă nimic. Eu pot modifica treaba asta, dar trebuie să o fac explicit. Și acum, haideți să vedem care ar fi alternativa, ce se întâmplă în, spre exemplu, CLIC, limbajul despre care am vorbit eu. Și aici este o porțiune de cod care, în esență, trebuie să facă același lucru. Este vorba despre, și codul o să observe, nu este sintactic corect, dar surprinde ideea noastră. Constrângerea pe care eu o impun este aceeași. Diferența este că specificarea asta se face la nivel de pachet. Și ca să vă explic că este într-adevăr așa, o să vă mai dau un alt exemplu. Și aici o să vedeți că, și asta de fapt vreau să spun, acest parametru de fapt este un syntactic sugar care se referă exact la structura pachetului meu așa cum este văzut pe rețea. Spre exemplu, ceea ce scrie aici jos este că eu la offset-ul 12 în pachetul meu trebuie să găsesc valoarea 0806. Offset-ul 12, apropo, înseamnă că eu sunt în zona pachetului care corespunde zonei de rețea, unde se află adresele MAC, sursă și destinație. Iar offset-ul 12 se referă, de fapt, la protocolul care urmează. Protocolul care este încapsulat. Acela, valoarea, se referă la output, Address Resolution Protocol. Mai departe, offset-ul 20 se referă la conținutul mesajului output, care trebuie să fie 001. Asta înseamnă că pachetul ARP trebuie să fie de tip request. Valoarea nu asta înseamnă. De ce am spus toate astea? Pentru că, de fapt, specificarea de aici se referă la cum arată pachetul structural. Specificarea de aici este pur și simplu un buton în spatele căruia nu știu ce stă. Specificarea de aici este explicită, pe când cea de aici este implicită. Și asta are legătură cu mecanismul pe care noi l-avem în click și care e diferit de o configurație de dispozitiv, ce spun. Prin urmare, asta este într-adevăr un alt request. Acum, dacă vorbim despre virtualizare, asta este o veste bună în general și am văzut câteva avantaje, am văzut de ce este interesantă, ce provocări apar. O primă provocare este debugging, în sensul că atunci când e un specific comportament de rețea, e posibil să apară bug-uri, să greșesc undeva și aș vrea să le depistez cât mai repede. Făcând un pas înainte, e posibil ca pe lângă bug-ul eu să am greșit conceptual în topologie, pentru că nu e așa și o configurație de rețea, dar și un cod care specifică procesare, poate să devină complicat la un moment dat. Și în sfârșit, lucru fundamental este că trecând de bug-uri conceptuale, ceea ce eu vreau să am, sunt garanții că topologia pe care comportamentul pe care eu descriu, se comportă așa cum mi-am dorit eu. Și dacă ne gândim un pic la exemplu cu antenele, eu vreau să știu exact că serviciul pe care eu îl ofer face ceea ce vreau eu și nimic altceva. Și dau garanții pentru treaba asta. Cam ăsta este momentul în care putem vorbi despre verificarea procesării de rețea. Și cam aici începe să apară SYNNET. Acum, o observație, și despre asta vorbește norișorul de aici, este că verificarea pe care eu vreau să o fac nu este în spiritul testării. Eu vreau garanții. Eu vreau să știu că nu se poate
ca un comportament nedorit să apară în configurația mea. Și atunci metoda este una în esență formală, una bazată pe testare. Care sunt variantele existente pentru verificare, care sunt folosite în programare în general? Și o să vorbesc despre, în esență, două. Una se bazează pe filozofia că un program modelat, sau și asta poate fi extinsă și la dispozitive hardware, este reprezentat ca un sistem în care există stări și tranziții. Și asta vedeți aici. În plus, fiecare stare va avea proprietăți care se referă la cum arată sistemul în momentul respectiv. Mai apoi, folosind diverse logici, pot să specific proprietăți, spre exemplu, pot să specific că nu există niciun off care să fie precedat de on în sistemul meu. Și foarte mult simplificat, ceea ce eu fac este să explorez căi posibile din sistem și să văd că, într-adevăr, proprietatea pe care am specificat-o țin. Asta este modul check-in. O problemă fundamentală cu modul check-in este că numărul de stări poate să explodeze când sistemul devine foarte complicat. O altă abordare se numește symbolic execution. Filozofia ei este următoarea. Am un cod pe care vreau să-l verific și o să execut codul simbolic. Asta înseamnă că o să asociez fiecare valoare de input un range, un interval în care acesta poate să ia valoare. Spre exemplu, x, din cauza că este un întreg, poate să ia valoare între -32.000 și +32.000. Voi executa codul simbolic ținând cont de constrângerile care apar asupra variabilei. Spre exemplu, în momentul în care am atins linia x egal cu 2, eu o să impun o constrângere adițională asupra valorii simbolice x și o să continui execuția simbolică cu această constrângere. În momentul în care am obținut apelul recursiv de la linia aceasta, o să reiau apelul A și o să adau constrângerea x egal cu 2 la el și o să continui în felul ăsta. Pentru x plus y, o să adau constrângerea ca y să fie egal cu x plus 2. Sau mai precis, y egal cu y plus x din pasul anterior, unde x este egal cu 2. Și o să execut simbolic tot programul, adăugând constrângeri, până când o să observ care sunt valorile posibile care pot ieși la output. Diferența fundamentală între execuție simbolică și model checking este că a doua nu este musai să atingă toate căile posibile din program, ci ea va atinge căile care sunt interesate pentru programator și va genera teste pentru el. Acum, așa cum am spus, pe noi ne interesează o metodă formală. O metodă care să ne ofere garanții și doar care să identifice cu anumită probabilitate bug-uri. Unde anume stăm noi între model checking și symbolic execution? Și ca să vă ilustrez treaba asta, o să iau o bucățică de cod care este scrisă în click și o să vă trec un pic prin ea ca să vă arăt cum funcționează. În primul rând, prima linie se referă la faptul că eu obțin un pachet care vine pe interfața anume de tip 0. Un pachet arbitrar. A doua linie spune că eu voi tăia primii 14 octeți din pachetul respectiv, iar această bucățică este exact partea de Ethernet. Este locul unde stau adresele MAC, sursă și destinație, plus protocol. Le dau la o parte pur și simplu din pachet. Linia a treia este un classifier. Este în esență o condițională care spune că dacă pachetul se întâmplă să fie TCP, el va fi executat în continuare pe ramura asta. Dacă pachetul se întâmplă să fie UDP, e vorba de a doua condiție, va fi executat pe ramura asta. Și acum să ne imaginăm că pachetul nostru este un TCP, prin urmare anumite câmpuri, au anumite valori în el. Iar asta am sugerat eu cu galben aici. Și să executăm în continuare codul click. Linia asta specifică în faptul că eu vreau să modific ceva în pachet. Mai precis, eu vreau să modific adresa sursă, unde valoarea este 10.0.0.1, adresa sursă IP, și protocolul TCP, portul sursă. Da? Portul sursă TCP. Vreau să am valorile inițiale și să le suprascriu cu valorile pe care le vedeți pe slide. Asta înseamnă că am modificat o anumită zonă din pachetul meu. Și în final vreau să adaug pachetul meu un antet Ethernet, adică să-i pun explicit o adresă MAC, sursă și destinație și eventual un protocol, 0800 este protocolul IP. După aceea pachetul meu iese pe interfața Ethernet 1. Deci iată așadar aceste modificări. Pe cealaltă cale, dacă merg, o să se întâmple ceva oarecum asemănător.
Eu o să iau pachetul meu și o să-i adaug un alt untapped IP pe lângă cel existent. De ce fac asta? Pentru că vreau să conserv starea pachetului așa cum era el. Asta face instrucțiunea IP uncap de aici. Odată ce am adăugat acest câmp IP, vreau eventual să adaug și un untapped de nivel rețea, da? Iar apoi pachetul va merge pe interfața Ethernet-ului. Care este filozofia pe care o putem extrage din comportamentul ăsta, lăsând la o parte codul și ce face el? Cum arată programele de specificare de rețea în comparație cu programele arbitrare? E bine, ele conțin două elemente fundamentale, sau mai des să zicem eventual trei. Conțin filtrări și condiții. Dacă anumite pachete respectă anumite condiții, se întâmplă ceva. Conțin în esență ceea ce noi am numit atribuiri într-un limbaj de programare, adică modificăm anumite componente și eventual pot să conțină niște go-to-uri. Prin urmare, iată că programele noastre sunt relativ simple cumva, din punct de vedere conceptual. Și ăsta este motivul pentru care noi putem să aplicăm o tehnică oarecum hibridă. Anume, vrem să facem execuție simbolică, însă vrem să o facem pe toate căile posibile din topologia pe care noi o obținem. Cum anume facem treaba asta? Și aici ne apropiem, de fapt, la ideile fundamentale care stau la baza singură. În principiu, vom reprezenta o mulțime de pachete ca un subspațiu n-dimensional. De ce subspațiu? Ce este o dimensiune? O dimensiune reprezintă un anume câmp, un anume header din pachet, iar valorile pe care limitează subspațiul meu reprezintă granițele. Reprezintă intervale, cum se vede aici, de valori posibile pentru câmpul respectiv în pachetul meu. De ce n dimensional și cine este n? N este numărul de headere posibile. Câte un câmp pentru fiecare header. Ce facem cu astfel de subspații? Ei bine, elementele care modifică pachetele de rețea, așa cum ați văzut mai devreme în exemplu click, le vom modela precum funcții. În esență, ce fac funcțiile astea și le putem clasifica în două? Sunt funcții care iau un spațiu și elimină anumite componente, deci sunt funcții de filtrare, care sparg spațiul în unul sau mai multe componente, și mai sunt funcții care pur și simplu iau un spațiu și îl transformă, în sensul că îl schimbă. Schimbă anumite valori. Funcții care modifică un spațiu. Un element, în general, va face un pic din amândouă. Ceea ce este interesant și pe asta se bazează și implementarea noastră este că toate operațiile astea pot fi reduse la niște cărămizi fundamentale. Iar cărămizile fundamentale sunt reuniunea unei mulțimi, e vorba de spațiul nostru, disjuncția, complementul și așa mai departe. Deci totul se reduce la câteva operațiuni de bază pe care noi le-am implementat. Și acum, un lucru despre care nu am vorbit este ce anume vrem să facem cu verificarea. Care este obiectivul ei final? Obiectivul final este să putem răspunde la întrebări de forma, și acum putem să ne gândim și la programe prin analogie. Întrebări de formă, dacă rulez programul meu cu inputul X, se întâmplă ca rezultatul să fie Y? Altfel spus, dacă eu introduc un pachet în topologia mea, pe portul X, se întâmplă ca pe portul Y la output să obțin ceea ce mă aștept? În esență, problema asta se numește reachability. Mai precis, ce ajunge dintr-un punct în altul în rețea. Și firește vorba și despre loop detection, însă despre loop detection nu voi vorbi în prezentare. Care este filozofia din spatele reachability? Și haideți să luăm o mică configurație de jucărie și să vedem ce se întâmplă cu ea. Să imaginăm că X-ul este sud, este sârâc în această imagine și Y-ul este sursa și destinația. Avem o mulțime de pachete, da? Un subspațiu la input și vrem să vedem ce poate să ajungă la output. Și acum să ne imaginăm, de exemplu, că filtrul ăsta pe care l-am reprezentat așa aici poate să elimine anumite componente din spațiul de la început și eventual să facă diverse forwardări și într-o direcție și într-alta. Să presupunem că ambele rutere fac și ele o filtrare adițională și iată că la destinație avem o anume rezultat pe care îl obținem, dar se poate ca pe o anumită cale să ne obținem și altceva. Acum am ajuns din nou să explorăm filtrul
pe care l-am explorat odată, însă cu cu o mulțime de pachete, cu un câmp diferit. Are sens să continuăm? În esență, da. Ar părea că este vorba despre un ciclu aici, dar o să vă arăt imediat că ciclul este, că ciclul nu există. Pentru că eu acum voi procesa operațiile făcute de filtru cu un pachet, cu o mulțime de pachete diferită de cea inițială. Ceea ce înseamnă că alt comportament se poate întâmpla. Astfel, putem obține la destinație rezultatul final care este ilustrat pur figurativ. În esență, asta este filozofia din spatele reachability. Luăm o mulțime de pachete, o punem într-un punct inițial și apoi pur și simplu lăsăm mulțimea asta de pachete să umble prin rețea, să fie transformată de funcții până în toate felurile posibile și pe toate căile, până când obținem o stabilizare și anume rezultat. Unde anume apare programarea funcțională? Și îmi imaginez că, sau cel puțin atunci când am făcut prezentarea, m-am imaginat cumva că asta o să fie, să zicem așa, carnea sau partea interesantă pentru voi. Să sperăm că am avut dreptate. De ce anume am folosit Haskell și de ce am implementat funcțional toată povestea asta? Există câteva mici motive pe care le-am pus pe slide-uri, ele nu sunt exhaustive. Un principal motiv este faptul că noi putem să vorbim despre aceste subspații și putem să le construim foarte intuitiv folosind un limbaj funcțional. Și apropo, o să vedeți cuvântul flow pe slide-urile mele. Prin flow mă refer la un astfel de subspații. Și poate că ar trebui să-l traduc flux, însă mie mi se pare ușor contraintuitiv. Ce vreau să spun când vorbesc despre treaba asta? E bine, asta este o linie din Haskell care este perfect rulabilă și care, în esență, se folosește de puterea limbajului funcțional ca să mă ajute pe mine să scriu, să definez un spațiu într-un mod intuitiv. Operatorii ăștia sunt niște operatori infici pe care i-am scris eu și, în esență, bănuiesc că, apropo, are sens pentru voi spațiul ăsta? E clar la ce se referă el? Nil firește este o constantă care definește spațiul vit. Deci tu puiești orice bine la adresa sau ceva de genul? Niște emoticoane mai hip, așa? Am înțeles, am înțeles. Sunt în urmă cu... alte păreri? Deci te-ai spus? Dă drop la tot ce vine de la adresa. Deci face de un matching pe adresă? E bine, ceea ce tu vezi aici este reprezentarea unui spațiu. Nu este o operație. Okay. Este un mecanism de construcție a unui mulțim de pachete. Flow. Cine este flow-ul ăsta? Este nu, nu știu ce înseamnă săgeata. Da, evident că săgeata înseamnă ceva ce am scris în Haskell. Te pare să mulțimea de pachete care au sursa exact. Este vorba despre mulțimea tuturor pachetelor care au IP-SRC egal cu 192.168.0.1. Și nimeni nu se definul. Nil, așa cum l-am definit-o, este o constantă care intuitiv se referă la mulțimea vidă de pachete. Care nu face poate mulțimea vidă sau ce anume? Orice pachet care nu e vid. Sau... Semnificația operatorului ăsta este că eu în mulțimea vidă introduc o, să zicem, relație. Așa, atunci simbolul la mai mare e un fel de cons de la... E un fel de cons. Exact. Poți să-l vezi ca pe un cons. Okay. Este un cons care poate deveni mai complicat, dar nu vorbim despre asta în prezentare. Okay. Asta este mulțimea, reprezintă, linia asta reprezintă mulțimea tuturor pachetelor, unde câmpul proto are valoarea 4. Și atunci, despre cine este vorba aici? Ce mulțime? Este pur și simplu... Este pur și simplu mulțimea tuturor pachetelor care sau au IP-ul acela, sau au protocol acela. Și asta cine este? Și o să vă ajute să observați că paranteza asta se deschide aici și se închide aici. Și care vine de port 80. Mulțimea 80 da. Și da. IP-ul ăla sau exact. Protocolul. Exact. Este mulțimea pachetelor care au portul destinației 80, au IP-ul 1.2 sau protocolul 4. Ideea este că la începutul SIMnet-ului, atunci când a fost scris, noi nu foloseam genul ăsta de operatori și defineam funcții.
O problemă cu care m-am lovit eu este că, pe măsură ce eu încercam să construiesc mulțimi mai complicate, observam că testele eșuează și tot timpul mă gândeam că implementarea are diverse probleme, însă de multe ori se întâmpla ca fluxul pe care îl specificam să nu fie ceea ce credeam eu. Și la un moment dat, trebuie să iau de la zero să deschid un modul de construcție, astfel încât să fie intuitiv și să fie ușor de prelucrat. Și am putut să fac asta în casă. Evident, se poate face acest lucru și într-un limbaj non-funcțional. Doar că s-ar putea ca sintaxa să nu ajute de mult programatorul să înțeleagă mulțimile pe care le lucrează. Un alt lucru care mi s-a părut foarte util pentru sine și care nu este neapărat legat de programarea funcțională, dar l-am putut face pentru că Haskell mi-a permis, este să mă folosesc de clase ca să ascund implementarea anumitor, să zicem, funcții. Și ați observat deja acest egal pe care l-am folosit până acum. Egalul ar trebui să ia o variabilă și încă ceva și să producă un tip care se referă la legarea unei variabile la ceva. Și această legare poate fi obținută în diverse feluri. Primul fel pe care voi l-ați văzut deja este acel fel în care am trimis un string ca parametru. Iar asta este din nou foarte util pentru cel care folosește acest tool, pentru că evident, în momentul în care eu vorbesc de IP-uri, eu trebuie să le convertesc cumva la o anumită valoare alfanumerică și să le reprezint în felul ăla. Reprezentarea din spate nu va fi aia drăguță 192.168, ci va fi o altă reprezentare numerică. Eu pot să ascund treaba asta, scriind o astfel de instanță și implementând mai departe aici conversia lui S la o valoare corespunzătoare, care depinde și de parametrul V. Deci, practic, acolo aveți un DSL embedded și îl folosiți de type class. Atenție, nu este un DSL, este cod Haskell. Nu, e DSL, e embedded domain specific language. O să-i spui și așa, nu mă gândi la el ca fiind așa. Dar astea sunt funcții Haskell, deci nu este niciun fel de preprocesare sau așa ceva. Sunt funcții pe care le-am scris. Dar conceptul ăsta e practic un parser care îți face AST-ul pentru acel DSL, nu? Că bindingul ăla nu sunt un fel de... Este pur și simplu o supraîncărcare a operatorului în funcție de contextul în care el este apelat. Pentru că, spre exemplu, dacă eu o să folosesc, am spus mai devreme că în spatele unui string ăsta drăguț stă de fapt o valoare alfanumerică. Și asta depinde. De exemplu, pentru IP-uri într-un fel, pentru porturi într-alt fel, aș putea, spre exemplu, să zic că portul este www. Să fac o translatare corespunzătoare la alfanumeric. Iată că instanțierea asta mă ajută pe mine să construiesc expresia direct cu valoarea respectivă. Deci, practic, ceea ce face clasa asta și cele două instanțe este să-mi ofere mie mecanisme diferite peste care eu abstractizez de construcție a unei expresii de forma asta. Asta face înrolarea. Și acum, secretul este că, de fapt, ce este, de fapt, o legare este ceva de genul ăsta. Adică este o asociere a unei... Bind este un constructor de date. O să vi-l arăt imediat. Ideea este că valoarea pentru o variabilă nu e musai să fie o valoare concretă. Poate la rândul ei să fie o expresie simbolică. Pot, de exemplu, să zic că RxRq este egal cu X plus 1. Nu întotdeauna o valoare. Și atunci am nevoie de flexibilitatea de a defini expresii simbolice la care sunt legate variabilele. Și asta o fac cu un tip de date abstract. Deci, de fapt, reprezentarea ascunsă este asta. Iar această situație, integerul, valoarea simplă, este un caz particular al ei. Ea este iar ascunsă. Avantajul meu ca programator este că, odată ce eu am definit aceste interpretări ale lui egal, diferite de context, eu pot să programez mai departe fără să mă gândesc foarte mult la cum anume voi modifica reprezentarea ulterior. Un alt element care este fundamental pentru implementare este modul în care reprezentăm funcții. Mai devreme am spus că funcțiile sunt în esență niște transformatoare de spații. Iau un spațiu și construiesc alt spațiu. Din rațiuni practice, noi facem în Haskell un pic diferit lucrul ăsta. Noi definim două funcții. Și mai spunem că un element care face procesare se cheamă regulă. Regula conține două funcții. Prima ia un spațiu. Și îmi spune mie dacă regula este aplicabilă pentru spațiul ăsta, true sau false. Iar a doua funcție este cea care pur și simplu ia un spațiu și îl transformă într-un alt spațiu atunci când fluxul respectiv este aplicat. Regulile respective. Prin urmare, match și apply.
Și când o regulă nu ar fi aplicabilă pe un spațiu? Când o regulă nu este aplicabilă pe un spațiu, nu ne atingem de. Nu, dar de exemplu, când nu ar fi aplicabilă? Este foarte simplu. Spre exemplu, se poate ca un spațiu să definească că să, într-un spațiu valoarea portului TCP să fie sursă, să fie 80 și regula să fie aplicabilă numai pentru pachetele UDP. Am văzut o funcție care verifică oarecum regulile astea. O să vă dau și un exemplu mai intuitiv și mai puternic pentru această funcție de verificare. În esență, eu aș putea să folosesc o singură funcție de aplicare, însă o să vedeți că este util că o să pot să verific în prealabil dacă vreau să aplic funcția respectivă. Și acum, ceea ce noi vrem să facem în Haskell este să plecăm de la astfel de reguli mai simple și să construim reguli mai complicate prin compunere, exact așa cum am face cu funcțiile. Pentru că asta ne permite să scriem un cod foarte modular și foarte ierarhizat, plecând de la funcționalități simple și compunându-le ulterior. Și acum haideți să ne gândim un pic cum anume pot fi compuse două reguli care arată așa. O logică posibilă este asta, anume că funcția match a regulii compuse pur și simplu verifică dacă mulțimea de pachete este un match pentru prima regulă și un match pentru a doua regulă. Iar funcția de aplicare este pur și simplu compunerea. Însă o altă interpretare posibilă care chiar are sens la un moment dat în SIMNET este asta. Anume când, odată ce eu am verificat că mulțimea mea este aplicabilă pe prima regulă, eu aș vrea să verific că rezultatul aplicării primei reguli este aplicabil pe a doua. Da? Iar rezultatul este acesta. Avantajul cu Haskell este faptul că definirea acestui mecanism de compunere poți să o faci independent de ce se întâmplă mai departe. Și că acest mecanism de compunere, într-adevăr, mă ajută pe mine să construiesc reguli simple, folosind diverse strategii, ca să obțin reguli mai complicate. Și în final, partea cumva, piesa de rezistență, cum anume calculăm reachability. Iar pentru asta eu am vrut să vorbesc despre două variante posibile, una care este orientată obiect și alta care este funcțională. O să încep cu cea orientată obiect. Ceea ce vrem să facem intuitiv este să verificăm ce anume poate ajunge, având un input la sursă, către destinație. Și acum, sunteți oarecum familiar cu design pattern-ul vizitor? Da, am folosit. O să merg și fără. Nu este esențial. Putem recunoaște în esență că avem un graf pe care vrem să-l explorăm. Prin urmare, nodurile sunt elemente vizitabile pe care noi vrem să le vizităm folosind un obiect numit vizitator. Vizitatorul va fi propagat de la nod la nod și va face procesările care sunt corespunzătoare fiecărui nod pentru ca la final să ne spună nouă ce ajunge. Și schimbă starea. Evident. Vizitatorul va ține stare. Cum arată codul pentru povestea asta? Păi, în esență, elementele au anumite particularități specifice. Am vorbit despre ele. Au o funcție de match, care ia o mulțime și verifică dacă este aplicabilă, și au o funcție apply. Funcția apply trebuie să facă ceva în plus față de ce am spus eu. Trebuie să facă și legătura către elementele care sunt succesoare în topologie. Altfel spus, odată primit o mulțime, a aplica procesarea pe mulțimea respectivă trebuie să-mi spună mie și către ce elemente succesoare trebuie să trimit pachetele. Pe ce porturi. De aceea, funcția apply întoarce un astfel de nod. Astfel încât eu să pot să știu pentru fiecare mulțime rezultată, cui trebuie să, pe ce port, cărui element trebuie să o transmit ulterior. Astea sunt elementele care țin strict de procesare. Haideți să adăugăm și elementele care țin de vizitare, cele specifice design pattern-ului. În esență, este vorba despre o funcție accept, care trebuie să accepte un vizitator. Și momentan ne oprim aici ca să vedem întâi cum arată vizitatorul și apoi să completăm funcția asta. Vizitatorul arată în felul următor. În primul rând, ne putem imagina o funcție care se cheamă current flow și care face pur și simplu mulțimea curentă calculată până acum de vizitator. Ce în spatele ei nu știm și nu ne interesează. Ce înseamnă că vizitatorul va vizita un element de procesare de rețea? Păi, înseamnă că el va verifica întâi dacă mulțimea curentă este aplicabilă elementului respectiv.
Și dacă da, va aplica transformarea specifică pe mulțimea respectivă. Rezultatul va fi un map în care eu voi ști de la element care sunt mulțimile rezultate și pe ce porturi cui trebuie să le trimit ulterior. Și firește că după aia vreau să fac diverse procesări peste M. Asta este treaba vizitatorului și asta poate să depinde de algoritm, de legibility sau de loop detection. Și la final, și asta este important, eu trebuie să întorc către elementul vizitat mulțimea elementelor pe care vreau să le vizitez. Și asta este cumva poate partea care mi se pare, partea care în mod sigur este mai puțin specifică design pattern-ului. Anume, și acum sunt în măsură să pot să completez funcția accept. Prin urmare, odată ce eu vizitez elementul curent, eu voi lăsa sarcina vizitatorului să stabilească ce elemente vor fi vizitate ulterior. Din cauza că vizitatorul întoarce efectiv succesorii pe care eu îi vizitez. Și apoi voi continua procesul de vizitare pe toți acești succesori. Deci cumva există o legătură foarte strânsă față de varianta clasică între elementele vizitate și vizitatori. Pentru că vizitatorii sunt responsabili, vizitatorii se bazează pe funcțiile match și apply ale elementului vizitat, dar în final ele sunt cele care stabilesc cum anume eu voi explora topologie. Ok. Care este alternativa? Mai precis, cum am implementat treaba asta în Haskell? În primul rând, am plecat de la aceeași filozofie, de la aceeași filozofie cu cele două cu reguli și vă amintesc că fiecare dispozitiv este o pereche de funcții, match și apply. Acum, aici apare partea interesantă. În design pattern-ul de mai devreme, și asta ai observat chiar tu, starea este un element fundamental. Starea este un vizitator. Ce facem cu starea într-un limbaj funcțional, mai ales unul ca Haskell, în care nu există stare explicită. Ceea ce noi putem să facem este să luăm starea și să o împingem în mulțime, în reprezentare. În urmare, în loc să folosim portul explicit, ne vom imagina că portul este un alt câmp pe care elementele îl prelucrează. Am uitat de legături explicite și odată ce am făcut asta, am delegat responsabilitatea porturilor către funcțiile match și apply. Asta înseamnă că funcțiile match, pe lângă alte elemente, vor trebui să se uite și la câmpul port, ca să vadă dacă regula este aplicabilă. Regulile apply vor trebui să se uite și la port, ca să-l modifice corespunzător atunci când un pachet este trimis către succesor. Prin urmare, am ascuns pur și simplu partea cu porturile, am abstractizat peste ea și le-am tratat pur și simplu ca orice alt câmp din pachet. Odată ce am făcut asta, putem să construim o funcție. Da. Te refer la port ca interfață. Mă refer la port ca legătură între două elemente din topologie. Încă se confundă cu portul TCP, probabil. Da, nu așa este. Prin urmare, nu ai interfețe la porturi fizice. Da. Având regulile cu presupunerea de mai devreme, că le tratează și porturi, o să construim o funcție pe care o numesc Network Function, F. Cum arată F și cum este construită? În primul rând, ea ia o mulțime și aici o să fie un pic mai greu poate de urmărit, dar o să vă rog să rămâneți cu mine ca să vedem care e intuiția lui F. F ia o mulțime de mulțimi, o mulțime de flow-uri și produce o altă mulțime de mulțimi. Cum? Dacă mulțimea dată ca parametru de cea vidă, rezultatul va fi exact flow inițial. Adică flow-ul care vreau să încep. Ce anume pun pe ce port. Mai apoi, dacă eu aplic F pe o mulțime arbitrară X, ce fac? Fac două lucruri. Aleg un flow la întâmplare, oricare, din X. Aleg o regulă R din lista regulilor pe care eu codific topologia, astfel încât F să fie aplicabil pe R. Și după ce am făcut asta, am construit o astfel de pereche de mulțimi de flow-uri și de reguli aplicabile pe ele. Și ce fac după aia? Le aplic. Asta e tot. Asta face o aplicare de funcție. Care este intuiția ei? Păi haideți să vedem cine este F de mulțimea vidă. F de mulțimea vidă este flow inițial.
este flow-ul așa cum arată el când eu îl pun pe un port de intrare. Cine este F de F, zero? O aplicare dublă a funcției de mulțimea vidă? Am început din portul inițial și aplic F. Aplic toate regulile posibile pe flow inițial. Înseamnă că am făcut un pas în topologie, am executat toate regulile aplicabile într-un pas. Continui treaba asta. Am executat încă o altă funcție, obțin toate regulile aplicabile în al doilea pas. În al treilea pas și așa mai departe. Și observați cum intuitiv la explorez de fapt topologia pe care o am. Avantajul este că secvența asta, din cauza comportamentului lui F, se stabilizează tot timpul. La un moment dat, Fdn plus 1 devine egal cu Fdn și destul de repede în practică. Reuniunea acestor F, acestor valori, este pur și simplu toate, reprezintă toate mulțimile accesibile în orice punct din topologie. Cum anume calculez această reuniune? E bine, în felul ăsta. Și ăsta este ultimul detaliu tehnic pe care trebuie să-l suportez de la mine. Folosesc o funcție ajutătoare care se cheamă G. G are două componente, X și Y. X reprezintă mulțimea tuturor flow-urilor calculate în toți pașii anteriori. Y reprezintă mulțimea tuturor flow-urilor calculate doar la pasul curent. Și acum e poate mai util să nu ne uităm la ultima linie, ci doar la a doua. Și gândiți-vă că X este tot ce a fost înainte și Y este pasul curent. Se întâmplă ca în pasul curent eu să nu mai obțin o mulțime nouă, pe un port nou, ceva diferit. Dacă da, înseamnă că algoritmul s-a stabilizat și trebuie să întorc. Altfel, trebuie să iau elementele noi calculate Y, să le adaug la X și să continui explorarea aplicând încă o dată pe F doar lui Y, nu și pe X. Ca să economisesc iterații. Ei bine, funcția asta în esență... Funcția asta este algoritmul de legibility care înlocuiește design pattern vizibil. Și care în esență este o aplicație iterativă a unei funcții până când ea se stabilizează. Y, ce ai spus că era? Ce anume? Y, ce era? Y reprezintă mulțimea tuturor flow-urilor calculate în pasul curent. De aici. Iată cum am calculat următoarele. Și apoi continui. Acum, aș vrea să fac câteva observații. Primul este că o bună parte din codul, atât Click cât și Haskell, este unul oarecum ilustrativ. Am eliminat foarte multe detalii tehnice legate de reprezentare și de alte lucruri, detalii care mi s-au părut interesante pentru prezentarea asta. Ideea fundamentală vis-a-vis de spații dimensionale nu aparține nouă, ea a fost prezentată pentru prima oară aici. Noi am prelucrat-o și am modificat-o astfel încât să putem lucra și cu dispozitive care codifică starea și nu o să intru în detalii. Și în final, dacă varianta orientată obiect e mai bună decât cea funcțională sau invers, aș prefera să nu comentez. Din punctul meu de vedere, cea funcțională este mai simplă din punct de vedere al codului și mai ușor de depanat și de scris, din punct de vedere conceptual. Diferența între cele două și avantaje și dezavantaje poate fi o discuție dacă vă interesează. Mulțumesc. Se poate demonstra că funcția F mare termină? E suficient să fie monoton. Să ce? Să fie monoton. Asta înseamnă că... Monotonul descrescătoare mare sau ceva, nu? Adică e timpul să descrească. Pentru orice mulțime X care este inclusă în Y, F de X este inclus în F de Y. Okay. Altfel spus, ea nu are oscilație. Nu pierde elemente și câștigă așa. Intersecția cu linie nu schimbă punctul. Asta este intuiția, din punctul meu de vedere. E suficient ca să... monotonia este o condiție suficientă care să garanteze terminarea, dar nu necesară. Nu toate funcțiile care au punct fix, pentru care se stabilizează, sunt neapărat monotone. Radu, comentarii? Am eu, ai făcut o afirmație, poți să dai la slide-ul cu
interfața aia de la în Java de care mai înainte cu un aici. A zis că șmecheria cu Haskell de ce arată așa frumos e că putem împinge portul în mulțimea aia flow, uităm de legături și după aia mai facem acolo ceva. Mm. Dar nu vede ce n-am putea împinge și acum elementul în flow acolo. Sunt aici doar o listă de flow. Evident că tu poți rescrie la funcțional absolut tot ce este în Haskell. Problema este că s-ar putea să pierzi intuiția. Da, eu cu un pic de grijă mi se pare așa, știi, Haskell mult mai câștigă. Bineînțeles, mai dreptat. Comparația pe care eu am făcut-o a fost între o oarecare viziune de tip orientat obiect, în care tentativa este să aplici vizitorul, iar, să zicem așa, calea naturală este să te uiți la un topologie ca un graf, exact cum ai făcut-o și tu la un moment dat. Și apoi să continui de acolo. Evident, poți aplica o variantă de tip punct fix și într-un limbaj orientat obiect. Dar asta cumva schimbă cumva filozofia și este poate mai puțin interesant. Dar ai doar poate perfectă dreptate. Design pattern-ul vizitor nu este neapărat legat cu cătușe de Java sau de om. O să scrii și cu găutul dacă vrei neapărat. O problemă fundamentală, din punctul meu de vedere, și probabil că na, este legată și cu modul compact de exprimare. În Java este un soi de verbosness care vine din faptul că trebuie să definez anumite relații între clase, să fac eventual folosirea de funcții anonime care poate substitui pentru funcții care arată cum precum cele de aici, mă obligă pe mine să de câte ori vreau să creez o regulă explicită, să creez o clasă anonimă în care am pus cele două funcții concrete. Și de acolo apar diverse detalii de implementare care pur și simplu fac codul să explodeze și așa mai departe. Nu mă să zic că băieții, că da, scala face același lucru, face și nu mai e unul de apus. Asta se poate. Ai spus aici că compunerea poți să o faci în SINET în ambele feluri, că ai prezentat asta de opinie și că sunt. Aici a fost o jucărie, noi o facem așa acum. În esență, asta se substituie și este în anumite majoritatea cazurilor. Ce mi s-a părut mie interesant este că iată cum mecanismul de compunere poate să pur și simplu să fie flexibil fără a umbla eventual alte componente de cod. Okay. Implementarea pe care noi avem acum este nefistă. Chiar am văzut dacă e suportat pe ambele, cum ați făcut, da? Adică dacă era cu typeless sau ceva. Da. Inițialea era așa, însă am constatat că în anumite situații chiar contează să aplicăm întâi pentru a verifica a doua regulă, chiar e important dacă aplicăm prima regulă pe F înainte de verificarea condiției. Au fost cazuri când, într-adevăr, atunci pur și simplu am schimbat-o și asta nu a afectat în vreun fel funcțiile care mergeau așa. Și întrebarea mai tehnică, asta regulile sau asta oferă instanțe din asta de gen monadă sau ceva? Ați descoperit vreo instanță din asta la ele? Nu am lucrat cu chestii atât de complicate pentru că nu a fost nevoie. Sunt neapărat complicate, dar să zicem așa. Era curios să descoperi ceva mai. Poate că monadele ar fi avut sens dacă am fi vrut eventual să folosim starea. Știi? Dar nu a fost nevoie. Și practic transformați din click în Haskell. Da. Asta a făcut Radu. Radu a luat elementele click, a luat-o ca o topologie click, care arată așa și a transformat fiecare element într-o pereche de reguli sau eventual mai multe reguli care pur și simplu să reproducă comportamentul. A parsat toți parametrii, a făcut multe chestii. Și a tăcit coatele destul de mult. Nu puteți știu eu ce mai poate să confirme. Care a fost și challenge-ul cel mai mare este să facem chestia asta să meargă end-to-end și este în continuare. Asta înseamnă că am vrea să avem un tool care să pur și simplu să poată fi instalat undeva și să ruleze fără niciun fel de adjustment în cod sau nu știu ce. Și Radu lucrează parțial la treaba asta într-un context pe care îl stăpânește un pic mai bine. Eu lucrez acum la a folosi tool-ul ăsta pentru a verifica o rețea particulară în care apar niște device-uri Cisco. Și filozofia este că folosim ce a făcut Radu, noi o să scriem elemente click care simulează ce fac device-urile Cisco. O să verificăm că, într-adevăr, elementele click chiar fac asta, folosind testare,
o avem acum, cum altfel, și apoi o să folosim tool-ul nostru izolat, cu ele, cu topologia click care simulează topologia reală, să vedem ce face ea, să vedem dacă armii chiar au obținut ce și-au dorit de la topologie. Dimensiunile din flow sunt numai ce ține de protocol, IP, port și support. În principiu, noi lucrăm cu, în momentul ăsta, noi lucrăm cu anumite câmpuri care sunt cumva, să zicem așa, câmpuri care ne interesează. Lipsesc, cred, sequence numbers în momentul ăsta, dar eu o să apară pe măsură ce te folosim. Mă gândeam că e și o problemă cu starea din rută. De exemplu, ai un tabel de rutare care la un moment dat se umple și nu mai poate să... Noi ținem starea asta parțial în flow. Asta înseamnă că dacă există, spre exemplu, elemente precum filtre sau precum tunele care au nevoie de stare pentru a procesa un pachet, le obține starea asta în pachet efectiv. Exact cum am făcut portul. Da. Deci poate să... Da, poate să fie o stare a unui element. Aici e o paranteză. Dacă verificarea asta făcută cu chestia asta îți zice dacă toate elementele din rețea merg cum scrie la carte, dacă rețeaua face ce vrei tu. Deci nu poți testa, da, la unul are coada de pachete plină și începe să arunce, un router are un condensator ars și se face un bit din 0-1. Da, deci, și mai mult, deci, poți să codifici chestii precum strategia unui operator Vodafone să-ți stai ție conexiunea HTTPS la exact limita minimă, cât să te țină cumva acolo, dar să-ți ofere conectivitate bună. Și la fel cum testarea în programe, când testezi un program, te gândești, băi, dar dacă mi se umple memoria, mai merge? Yeah. De obicei, așa se mai gândesc. Da. Mă rog, voiam să te gândesc. Am găsit calculator pe jos, de exemplu. Și asta, bine, unde e asta? Dar nu face stres. Chestii mici și critică la așa, trebuie să știi și ce se întâmplă dacă se strică procesul ăsta. Dacă se flipuiește un bit. În esență, pe cine te interesează să vezi că topologia corespunde cu, da, în cazul ăsta, cu așteptările tale și neapărat să plătesc cazuri particulare care sunt deja de alții, la cine vei fi la avantaj în momentul. Așa, business de monitorizare și de backup-uri în ținere și situația e altceva. La ce vor oamenii să folosească chestia asta? De exemplu, acum dacă ții o mașină în Amazon și nu știu, faci lucruri urâte cu ea, alugi memorie în prostie, nu se întâmplă nicio problemă că e sandbox, e omul, ți-a dat infrastructura, nu știu ce. Dacă vrei să rulezi mașini de-astea care fac procesări de pachete, nu prea să mai permiți să faci tot sandboxing-ul ăla, că nu vrei să ții 10, vrei să ții 1.000.000. Deci click-ul ăla rulează undeva la 500.000 de mașini virtuale cu un laptop de ăsta fără probleme. Și pierzi din sandboxing-ul ăsta, pierzi din izolarea făcută de container. Și tu atunci ai vrea, băi, aș vrea cumva înainte să las pe ăsta să ruleze ceva la mine în cloud, aș vrea să știu ce face ăsta. Că eu nu mai pot să mă păzesc la fel de bine. Și au probleme mari. Sunt... Cum ai un trend, își iau o mașină în cloud și începe și face ăsta, atacuri, blochează nu știu ce server NASA și cine? Păi o mașină de la cloud-ul Microsoft. Mașina X, da. Și tu așa te-ai putea păzi, adică dacă vezi, păi îi dau trafic ăstea, aș putea înțelege ce iese din el, ți mai iei niște precauții pe care le-ai pierde nemai făcând sandboxing. S-au fost cumva dus să produci anumite constrângeri care să respecte o specificație pe care tu o vrei, în sensul că uite, asta e specificația asta, vreau să lași utilizatorii să facă în sens de trafic și după aia să-i forțezi pe într-adevăr să-i limitezi pe într-adevăr. Și mai iarăși un potențial avantaj ar fi că dacă poți instala o mașină virtuală în 100.000 de servere din cloud-ul tău, făcând analiza asta, ai putea să-ți dai seama unde e optim să instalezi, adică unde traficul are cea mai mică latență, unde trece prin cele mai puține hopuri și așa mai departe. Adică securitate și optimizare în cloud asta. Asta vrei să facă.
De ce ați ales să compilați de la click la Haskell și să nu, și nu ați interpretat direct codul click? Adică fără să compilați la cod sursă Haskell? Asta mai degrabă din cauza că codul Haskell era scris deja în momentul respectiv. Okay. Asta este probabil ceva ce Radu o să facă, în sensul că Radu o să folosească la un moment dat anumite engine-uri de execuție simbolică pe care probabil că o să le modifice corespunzător, astfel încât să poată rula nu neapărat pe click, ci chiar pe codul C care stă în spatele click-ului. Și să poată în felul ăsta să deducă ce face codul C, care de multe ori este accesibil, sau codul mașină, de fapt. Pentru că de multe ori codul C nu va fi disponibil eventual. Cu atât mai puțin ce click. Mulțumesc. Mulțumesc.